Agent Adrian Balint. Altele dumneavoastră flus. Știți de ce v-am oprit, nu? Sincer, nu. Ați depășit viteza cu 50 de km la oră peste limita legală. Ce eram un pic pe telefon și că mă uitam... Stăteam pe telefon? Stăteam pe hărți ca să văd pune și atunci v-am văzut pe dumneavoastră și mi-am adus aminte de centură și... Nu ați purtat nici centura. Nu, eu uh, vreau să iau pe centură, că am ceva treabă pe centură și am uitat de centură. De, mă rog, bine. Mă așteptați aici, da? pe Cristi un pic ce să fac. Mă prins ăștia cu radarul, vor să-mi iei permisul pe trei luni. Îi dai bani și scapi. Și tu așa ai făcut. N-am făcut, dar dacă mă prinde, așa fac. Și cam cât să-i dau? Păi nu știu, dă 500, dar nu-i da pe față. Dai cumva subtil, să nu te prindă pe filmare sau ceva. ce cu banii ăștia? Da, mă gândeam că puteți să cumva să... Să ce? Uh, să, să mi dați de jos, că eu mi-o scăpat din mână și eu n-am voie să mă dau jos să iau și atunci. Da, păi hai coborâți și luați -i. Da, aici am o mare rugăminte, dacă nu puteți să luați chiar dumneavoastră. Uh. Îmi dați bani? Nu nu, 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 nici vorba, nu, eu nu vi dau. Eu mă ruga, vă rugam dacă puteți să mi, mi țineți, la dumneavoastră. De ce să țin? Știi știți cum e că la poliție e sigură treaba, că dacă ține un polițist, nu ia nimeni. Plus că eu și genul care dacă ia, eu mă bag în ei și îi stric și pan, mă pare rău. Știți cum se numește chestia asta? Mită. Nu, n-ați înțeles, aia e chestia. Dumneavoastră îi luați pe perioadă nedeterminată și pe când mi trebuie mie, mi-i dați înapoi. Dar ce se o de să ți țin pe perioadă și pe să vii tu să iei când vrei? În general nu-i cer, fie vorba între Deci rămân la dumneavoastră că eu nu stau în 500 lei, dar am permis că am stau. Deci îmi dați mită. Nu, nu, nu. Uh, mita i acolo, eu vă dar nu vă dau. Păi incredibil, mă. Incredibil, mă. Pui acum să mă plec după bani și mă ții aici de 10 minute de povești. Când astea 10 minute, uh, minim trei mașini opream. Păi nu vă învață nimic, mă, la școala aia de șoferi. Cum să puneți mita frumos între acte, între file acolo. Nimica nu vă învață. Mi-e pare rău, eu eram nei prima oară cu mită cu din astea. Hai, lasă, ține banii. Nu-i mai luați. Nu că mai nevat. Hai, 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 hai. Și păi, cum facem cu permis Facem așa. Pe data de 1 septembrie te prezinți frumos la nuntă la Wonderland la Cluj. Ce nuntă? E nunta mea. Vi frumos, bărca la costum, prezentabil, pui bănuți în plic, facem totul legal, ca la carte. 2000 de lei de aro, 1500 de lui Ana, concediu stricat. Știți ce vă rog? Eu aș prefera să rămân la varianta inițială cu permisul luat. Dacă... Bun, deci am confirmat, da? Bun. Ne vedem pe septembrie. La revedere. Haideți, vă rog, că uitați aici o mică atenție ca să nu las permisul. Vă rog frumos, se poate? Haideți, vă rog, că nu mă amendați în halul ăsta.